Partenerul emisiunii, companie Bemol. Ghid montan local și național. Mergem azi în orașul Tâncești pentru a vizita locurile frumoase din Republica Moldova. Facem primul la bemol, bem o cafeluță și vă plăghete. Istoria complexului își are rădăcinile din anul 1816, când renumita personalitate a lui Manuel Martirosi Mârzoian, sau mai bine cunoscut sub numele de Manu Bey, procură această moșie cu suprafață totală de 10 hectare de la un boier de origine greacă, Ioniță Iamandi, în sumă totală de 300.000 ruble în aur. De atunci se regăsea un singur edificiu, este vorba de Casa Iamandi, denumită mai târziu ca Conacul Manu Bey, în cinstea lui Manuc. Se presupune că ar fi fost construită la sfârșitul secolului XVIII de către Alexandru Mavrocordat, după care îi reveni lui Ioniță Iamandi, de la care a și procurat-o Manuc. Pe lângă această mușie, acesta procurase satul Stolniceni, satul Logănești, cât și foarte multe livezi din Hâncești. Manuc a fost un negustor de origine armean care s-a născut în anul 1769 în orașul Rusciuc. A trăit timp de 12 ani în casa părintească, unde și-a făcut și studiile în școala din Rusciuc, ca mai apoi să fie trimis la Iași, în Moldova, pentru a studia meserie de negustor, unde la vârsta de doar 25 de ani deslușea 12 limbi la perfecție. În anii 1780 se căsătorește pentru prima dată cu fica cunoscutului Avet, însă căsnicia nu are cum să dureze, cauza soției sa fiindu-i grav bolnavă, decedase la scurt timp. Însă în anii 1795, fiind rechemat de către familia sa în Rusciuc, se căsătorește pentru a doua oară cu Mariam, cu care a trăit întreaga sa viață și dumnei dăruise pe lume 6 copii, dintre care 4 fete și 2 băieți. Peste câțiva ani, tatăl său moare și, în ciuda faptului că fusese foarte tânăr, ajunge să moștenească afacerea sa. Făcuse multe drumuri la Constantinopol și a reușit să acumuleze o avere considerabilă. Pe atunci, orașul Rusciuc, devenind totodată unul dintre cele mai importante centre de comerț de la sud de Dunăre în drum spre Constantinopol, Țara Românească și Transilvania. Începând cu anul 1802, acesta primește rangul boieresc de sertar, paharnic, și în următorul an se încredințează administrarea ocnelor saline de către Constantin Vodă. Din primii ani ai secolului își întinde pânza afacerilor peste toată Țara Românească, ca mai apoi să fie considerat unul dintre cei mai bogați negustori din peninsula balcanică. Începând cu anul 1807-1808, pentru participarea sa activă în cadrul militar al Imperiului Otoman, și anume pentru aprovizionarea armatei, din partea sultanului primește rangul de mare dragoman și titlul de bey. Sultanul, spunând că este primul necredincios nemusulman ce primește un astfel de rang și un astfel de titlu. În traducere, titlul de bey se traduce a fi un prinț. Îi spune Manuc Bey, deci prințul Manuc. Prinț datorită bogățiilor avute, era foarte și foarte bogat. Deja rang de mare dragoman aș putea să-l traduc ca fiind un dregător sau un diplomat ce se ocupa de relațiile diplomatice cu alte state afiliate Imperiului Otoman. Pereții relativ sunt cei de odinioară, dacă are să-i luăm din
demisol. Însă toate lucrările ce au fost depuse deasupra sa, totul este nou în stilul barocco, prezent de odinioară. Fie ce sală și are destinația sa. De exemplu, aceasta fusese o sală muzicală, cea mai frumoasă sală construită pe timpuri și cu cea mai frumoasă priveliște de pe balcon. Ușile laterale duc spre el. Ce ține de odinioară, deasupra ușii era găsit un balcon, lui fiindu-i anexat și o scară din lemn unde urcau cântăreții, artiștii și dădeau scene artistice. Ce ține de prezent, vedem o podea confecționată manual de meșterii din Ialoveni din 6 tipuri de lemn. Și desigur, are să vedem mobila care este noua, făcută la comandă în Italia, în dependență de stilistica și perioada celei de odinioară. Are să vedem chipuri pe tot parter, au fost preluate de la Palatul de la Odessa și se presupune că ar fi fost membrii familiei lui Manuc. Ion Murat își făcu studiile în Franța și deveni un iubitor al vinificației și al viniculturii franceze. A început să iubească vinul francez. Venind aici, pe livezile moștenite, a cultivat viță de vie de tip europeană și fiind un negustor ca și tatăl său, vinul dat a început să-l vândă. Sala dată era doar de dorit pentru promovarea sa prin degustare. Deci pe timpuri aici se regăsea o sală de degustare a vinului. După ce începe tranzacția cu vinul, acesta deschide o fabrică de spirit, găsită la o distanță de Mușie de 3 km. În această sală are să găsim biroul lui Ion Murat. Pe masa biroului are să vedem steagul Armeniei. La deschiderea complexului, diaspora din Armenia a venit cu un dar acesta de birou din sticlă vulcanică sau obsidian. La fel, pe perete are să vedem o placă cu alfabetul armenesc. Pe timpuri, aici se găsea o sală preconizată banchetelor și balurilor cu tangență de dans. Pe atunci aveau loc câte 2-4 baluri anual. Aici găsim o sală de mini-muzeu, unde a fost expunate găsite în urma cercetărilor arheologice care s-au desfășurat în anul 2013 pe teritoriu. Unicul tunel până ce a fost restaurat are o distanță de 70 de metri, o adâncime în pământ de 4 metri, 2 metri are să ridicăm prin tunel. Sunt prezente căile de ventilare și sursa de lumină. Podeaua este de atunci, însă pereții, tavanul sunt o restaurare. La sfârșitul tunelului ne așteaptă o intersecție care duce spre, o cale duce spre beciul casei Emandii, o altă cale spre un alt tunel. Un alt tunel care se spune că este unul dintre cele mai lungi, cele mai adânci avute în proprietatea sa, ce ducea sub damba Iazului spre localitate. La rândul său, acest tunel se împărțea în mai multe. Era ca și o ramificare spre diferite edificii avute în proprietatea acestei familii. Aici găsim beciul casei Amandii, ce are peste 200 de ani, în care se țineau aproximativ 50 de tone de vin. Avem 2 ore de când filmăm aici la Manuc Beș și ne-am dat seama că, bine, din spusele ghizilor de aici, că nu am văzut nici jumate. Așa că vă invităm neapărat să vizitați acest loc frumos, să vizitați orașul Hâncești și să descoperiți mult mai multe lucruri decât apar în acest scurt video. Vă așteptăm la Conacul Manuc Beș, foc la ghete! Thank you.
care trebuie neapărat să-l vizitați aici în orașul Hâncești este Rup Slide. Ce înseamnă și unde se găsește acesta? Vedeți acum! Cea mai lungă tiroleană din Republica Moldova. Aceasta se află în parcul orașului Hâncești, iar noi vă așteptăm cu mare drag pentru a avea momente de neuitat. Veniți la Hâncești, vizitați Hâncești. Aceasta a fost scurta noastră călătorie din orașul Hâncești. Am vizitat Conacul Manuc Bey, Casa Muzeală și Rup Slide Hâncești. Nu încetați să vizitați țara noastră frumoasă. Și nu în ultimul rând, aduc mulțumiri sponsorul nostru general, companiei BMO. Foc la ghete! Partenerul emisiunii, compania BMO.